Asta este într-adevăr o responsabilitate adevărată ca părinte, să afli cu ce poți tu să fii de folos copilului tău ca el să meargă pe calea vieții lui. Și asta este calea vieții la fiecare din noi. Până la urmă sunt 9 căi marșilate, numai că ele se raportează foarte mult la ziua de naștere și la contextul în care omul a crescut, apropo, de educația pe care a primit-o sau n-a primit-o, de influențele pe care le-a avut sau nu le-a avut. Pentru că dacă n-ai o influență să ajungi fotbalist, tu poți să fii foarte bun, dar n-ai avut contextul. Cum măsurăm că suntem pe calea noastră? Când simțim. Ne ducem înăuntru, ne întrebăm și simțim. Asta este singura metodă pe care o cunosc.